Despre ucenicul și apostolul Ioan este scris că a fost părtaș la procesul Domnului pentru că avea cunoștințe. Știți că el l-a introdus și pe Petru în acea curte și a auzit batjocurile, a fost martor la tot ceea ce i s-a făcut Domnului. Nu cred că le-a uitat. Dar aceluia și Ioan i s-a dat harul mai târziu, potrivit celor scrise în cartea Apocalipsei, să audă niște cuvinte nu de pe pământ, de hule la adresa Domnului, ci de laudă. Și scrie în Apocalipsa 5:12 că au auzit îngerii zicând: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și lauda. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Tot în numele Lui, nume mai presus de orice nume, vă binecuvântăm. Înainte de a fi prins, judecat și condamnat, potrivit Evangheliei după Ioan, Domnul a avut mai multe sfaturi pe care le-a dat ucenicilor. Și la încheierea lor a rostit o rugăciune. Rugăciune în care s-a rugat și pentru noi. Știți asta? Aș vrea din rugăciunea care a rostit-o Domnul pentru noi să observăm ce s-a rugat, ce a cerut Domnul Iisus Tatălui înainte de a-și termina lucrarea pentru noi, inclusiv pentru noi, cei de aici. Scrie în Ioan, capitolul 17, citesc mai întâi versetul 9, Domnul era de față cu ucenicii când s-a rugat. Nu e vorba de rugăciunea aceea din Ghețiman când s-a depărtat de ei. Versetul 9, pentru ei mă rog. Nu știu dacă a arătat cu mâna, dar era clar că e vorba de ei. Nu mă rog pentru lume și frumusețea a ceea ce ne privește pe noi, versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și noi toți care ne-am botezat aici sau în altă parte am mărturisit la întrebarea: crezi în Domnul Iisus? Cred! Și de îndată ce am crezut, rugăciunea aceea ne privește și pe noi. Ce s-a rugat? Și eu mai cred ceva, că de 2000 de ani, aproape de când Domnul este înălțat la cer, El mijlocește. Cred cuvintele, cerurile care le-a avut atunci pentru noi, cred că le are încă și le-a mai repetat. Să surprindem din această rugăciune numai ce s-a rugat pentru noi. Versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată. Păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat pentru ca să fie una cum suntem și noi. Și zice versetul următor, când eram eu cu ei în lume, îi păzeam eu. Și acum păstorul urma să plece și a rugat pe Tatăl din cer, păzește-i să fie una. De ce s-a rugat așa? De ce a zis că până a fost el a păzit să fie una? Să ne amintim numai de două ori când era să nu mai fie una. Odată când a venit o mamă cu doi dintre cei 12, erau verișorii primari ai Domnului Iisus și i-a spus așa, mătușa cu suflet, vreau că ăștia doi, tu i-ai ales, să stea lângă tine în împărăție. Și n-a spus-o numai în auzul lui, a auzit ceilalți și scrie în Matei 20 de la 20 la 28 că ceilalți s-au deranjat. Cum adică? Și Domnul i-a potolit și a rămas una. S-a mai întâmplat altă dată, scrie în Marcu, capitolul 9, de la 33, că le zice Domnul, dar voi ce povesteați pe drum? Că poate dacă îi lăsa, se certau mai departe și poate se dezbinau. Care să fie cel mai mare? O luat un copilaș, l-a pus între ei și i-a păzit ca să rămână una. Mulțumim Domnului că în adunare este pace. Asta și pentru că s-a rugat Domnul Iisus pentru noi. Că la formație este pace. Domnul le dă acolo ca exemplu ce se întâmplă în lume. Uitați-vă numai de la Revoluție încoace, a rămas vreun partid întreg? Tot s-au sfărâmițat coaliții într-o parte în altă. Uitați-vă la chipul acela din Daniel 2, cum era? Una? Tot pe bucăți. De aceea împărăția lumii nu denuiește, că sunt învrăjbiți și împărăția Domnului va denui în veci, căci Domnul vrea să fie unitate ca în trup. S-a rugat pentru asta
și dorește mult, l-a rugat pe Tatăl, slăvit să fie Domnul. Nu cumva cineva să-și permită să treacă peste dorința asta a Domnului. S-a întâmplat undeva, unul a rupt o adunare. Trecut vremea și a ajuns cu un picior amputat și a umblat multă vreme cu un picior. Și s-a frământat, Doamne, de ce? Și Domnul i-a spus, pentru că Tu ai tăiat din trupul meu să știi și să simți ce înseamnă. Domnul s-a rugat pentru unitate, să fie păzită. Amin. O a doua rugăciune, versetul 15, nu te rog să iei din lume, că poate ar fi plecat ucenicii cu el, ci să-i păzești de cel rău. Dragii mei, vă amintiți ce spune Petru? El care a pățit-o primul după rugăciunea asta. Dar știți de ce nu s-a pierdut? Pentru că scrie în Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 31, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greu, dar eu m-am rugat pentru tine. Auzi, se roagă pentru toți și Domnul se poate ruga și la nivel individual, să nu se piardă Ion, să nu se piardă Maria. Doamne, îți mulțumim că ne păzești de cer rău. Pentru că altfel, ce ne-am face? Știți în cazul lui Iov cum diavolul a vrut să-l lovească crunt și încât i s-a permis, n-a zăbovit și a lovit fără milă. Și ce i-a zis lui Dumnezeu? Tu l-ai ocrotit. Scria Petru, cum spuneam, care a pățit, scrie 1 Petru, capitolul 5, că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Mulțumim Domnului că ne păzește. Aceste duhuri ale infernului n-am avea nicio putere, dar El este stăpân și peste ele. Și nu uitați cui s-a rugat să ne păzească. Tatălui, în fața căruia duhurile cad în leșină, așa că diavolul nu poate să facă nimic. Că suntem ocrotiți, scrie 1 Petru 1 cu 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Să nu ne temem, ci să îndrăznim, pentru că suntem sub ocrotirea Tatălui Ceresc. Trec mai departe la un alt cuvânt din rugăciunea Domnului Iisus, pentru că aici deja și-a concentrat El cuvintele rugăciunii, Ioan capitolul 17, versetul 21, mă rog ca tot să fie una, revine asupra unității cu un scop. Să fie una pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis, frați și surori, familii. Când cei de afară văd unitatea noastră, asta e cel mai mare argument pentru evangelizare. Se miră, pentru că așa cum spuneam, lumea este fărâmițată și chiar dacă stau împreună, stau pe bază de interese. Unii cred că cei ce vin să pocăiesc primești ceva. Sau spun, ce ți-au dat pocăiții când te-ai pocăit? Nu pocăiții dau, dă Domnul mântuire. Dar când ne văd uniți, se miră unii prin Occident, în mod deosebit unde oamenii se adună greu la biserică. Și dar cum îi țineți atât? Am fost la biserica Bethlehem din Watford, Londra, și acolo englezi nu mai sunt decât vreo 20. M-am nimerit când au ieșit câțiva englezi, africani, sud-americani. Și păstorul bătrân vine aproape la toate slujbile românilor, se pune pe ultima bancă și plânge într-una. Și o întreba frații de ce? Atât am rugat să văd biserica asta plină, n-am știut cu umple Dumnezeu, văd că a umplut-o cu voi, cu români. Și uneori îmi mai pun frații să predice cu atâta bucurie că îi vede pe toți împreună. E foarte important pentru mărturia noastră în afară să fim uniți, spunea Domnul Iisus Hristos, citesc Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 34, vă dau o poruncă nouă. El ne-a poruncit și s-a rugat pentru asta. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Atenție, versetul următor. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, las-o prin Duhul Sfânt. Mi-am amintit de mărturia unei surori care spunea că în localitatea ei sau acolo în zonă s-au pocăit două familii într-un sat și ca frați au cultivat împreună un teren cu porumb. A fost o recoltă mai slabă, un an secetos, s-au înțeles când să recolteze, dar o familie s-a grăbit, aveau și mai mult efectiv copii și au cules porumbul
de pe toată parcela. Și ceilalți s-au deranjat, nu? Păi, am muncit împreună să-l împărțim frățești, dar noi am fost mai mulți, am muncit mai mult, nu știu cu ce-or fi motivat. Și nu s-au mai întâlnit la rugăciune, nu era adunare, numai două familii în sat. Și s-a aflat imediat, și cum zic românii, s-o sfădi pocăiți. Și și-au dat seama ce e de făcut. Și familia care a rămas de pagubă s-a dus la cealaltă seara și a spus, vrem să intrăm la voi în curte. Nu, las voi, sunteți mai sfinți. Vrem să ne cerem iertare. Și după insistență au fost acceptați, cazul e foarte real, e actual. Și au zis, ne cerem scuze să vă rămână vouă porumbă. Ați fost mai mulți, ați muncit, noi mai avem. Dar ceilalți au zis, băi, dar nu-i drept. Vă ducem noi cu căruța numai să se însăreze, să nu ne mai vadă oameni acum. Și s-au dus ăștia la ceilalți și au rămas la rugăciune în seara aia și Dumnezeu s-a prezentat. Și s-au aflat în sat, pentru că asta e foarte important. Facem evangelizare, dar Domnul s-a rugat ca această lucrare să fie sprijinită de unitatea bisericii, a frățietății. Și asta nu înseamnă doar să stăm împreună, să nu ne împrăștiem. Asta înseamnă să se vadă că este unitate. Că ne iubim, asta e adevărata unitate. Că altfel sunt familii care stau împreună așa, soțul cu soția, pentru copii. Sau să nu se facă de rușine în lume, nu, nu. Să fie o unitate în dragoste. Că altfel degeaba avem slujitori, zice Scriptura Efeseni 4:16, că poți să ai și apostol și de toți, dar se zidește lucrarea numai în dragoste. Doamne, las-o. Fie ascultată rugăciunea asta a Domnului Iisus și cu privire la noi. Să se bucure de rugăciunea sa ascultată. Citesc mai departe, Ioan 17, scrie aici, versetul 23, este mai minunat. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Auzi, în chip desăvârșit una. Și nu numai pentru ca lumea să-i cunoască că tu m-ai trimis, să mai cunoască ceva și ai noștri cei de afară, că tu i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Măi copii, care puteți pricepe, cum scrie Neemia 8, că le-o predica la toți care puteau înțelege. Auziți, Domnul Iisus în rugăciune i-a spus Tatălui că ar vrea ca noi să pricepem că așa cum l-a iubit pe El, ne-a iubit și pe noi. Cum adică pe fratele l-a iubit Tatăl ca pe Domnul Iisus? Da. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta trebuie să ne copleșească. Am citit despre un african că cineva i-a dat o Biblie și a făcut foaie cu foaie țigară și l-a fumat. Așa m-a aruncat din când în când ochii, nu l-a interesat istorie evreiască, proverbe. Dar Dumnezeu a făcut că atunci când a răsucit foaia din Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a zis că aia nu a putut-o fuma. A aruncat tabacul și a citit foaia. Cum adică? Cum adică ne-a iubit? Da, Domnul Iisus s-a rugat, fă-i să priceapă că iubești cum ai iubit pe mine. Doamne, fă să-ți fie ascultată și rugăciunea asta. Asta e foarte important. Și asta trebuie să ne ducă la starea aceea de iubire frățească, până într-acolo încât spune Pavel la Corinteni și nu uitați, ăștia erau o leacă dezbinați. Așa, că aveau preferații lor. Nu există că ăsta predicator îmi place mie numai cântarea asta unde e dragoste, acolo fiecare dă întâietate altuia și se bucură. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10, vă îndemn fraților pentru numele Domnului, pentru rugăciunea asta a Lui, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi și să fiți uniți, Pavel a priceput ideea de rugăciunea Domnului, în chip desăvârșit, într-un gând, și o simțire, Doamne, am vrea lângă rugăciunea Ta să aducem și rugăciunea noastră ca să lași o unitate în dragoste. Cum e în dumnezeire să fie și în frățietate? Mărit să fie Domnul. Și urmează ultima dorință a Domnului Iisus cu privire la noi și legată de asta, de iubire, de unitate. Scrie aici în Ioan, capitolul 17, citesc versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, că mai înainte ți-a rugat pentru sine să fie proslăvit cu slava ce o avea înainte, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu,
să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte întemeierea lumii. Adică Domnul Iisus, după ce s-a rugat ca noi să rămânem împreună, să fim păziți de diavolul, să ajungem să fim într-o unitate a dragostei, Doamne, când îi duci în starea asta, vreau să-i duci acolo în slavă, să vadă slava mea, numai să o vedem sau să rămânem cu el? N-a spus el că va fi cu noi și că vrea să ne pregătească un loc? Domnul Iisus s-a rugat cu o inimă, aș spune eu, de soț, de mire. Amintiți-vă de Ahasveros. Îi plăcea la cei ce erau ai lui să le arate slava împărăției lui. 180 de zile l-a tot arătat ce avea, aveau palate monarhi. Dar Vasti n-a fost vrednică de a fi soție pentru el, a căutat ani de zile după alta și scrie în Estera apoi că atunci când a găsit-o pe ea, a iubit-o, a dat darul la toți cu o dărnicie împărătească și pe ea a dus-o în palat. Amintiți-vă de Solomon, dacă vreți. Pentru nevasta care a iubit-o, a făcut un palat cu 45 de camere. Sărmanul de el, pentru că a iubit și pe altele, a făcut și pentru altele lucruri care nu-s bune, dar din iubire. Dar Domnul din iubire a făcut pentru noi o cetate cerească descrisă în cartea Apocalipsei și vrea să ne ducă acolo. Și cred că s-a rugat în voia Tatălui și a obținut ceea ce a cerut de la Tatăl, ca noi să ajungem acolo. Până la punctul ăsta, rugăciunea Domnului e împlinită. Ne-a păzit, suntem una, la desăvârșire mai trebuie lucrat. Dar punctul ăsta ultim nu e împlinit, ăsta l-așteptăm să vină când va veni Domnul a doua oară. Să ne ducă în slavă. Am predicat zilele astea undeva de bietul Esau. Și mi-am amintit de cuvintele Domnului care a spus că vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și m-am gândit că nu va fi nimeni mai necăjit decât Esau când o să-i vadă pe ăștia, o să spună, uite, ăsta e frate meu, ăsta e tata și ăsta e bunicu. Și el să n-aibă drept să stea la masă. Ce durere va fi mai mare decât aceea când o plâns în fața lui tată s-o și-o zis, tată, nu mai ai nicio binecuvântare? Ce trist! Aceasta va fi motivația de durerea celor ce vor fi afară, văzând ceea ce este înăuntru, că înăuntru va fi slava lui Dumnezeu, slava mielului. Nici de soare nu va mai fi nevoie, frați și surori, că ne va lumina slava aceea Fiului Dumnezeu. Și acolo în slavă vrea să ne ducă, cum scrie în Evrei 2:10, că vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Așa că dacă pe pământ n-ați avut ocazia să vizitați nu știu ce locuri exotice, sau n-ați avut posibilitatea să vă plimbați, băi băieți, poate vouă vă place cu știu eu ce mașini sau fetele, știu eu ce ați visat sau ce v-au spus colegi sau ce ați văzut în cărți sau în filme până a se pocăi unii. Ce grozav! Se spune că s-a dus în Anglia în vizită un neozeelandez și cum au englezii laudele lor cu imperiul lor, Commonwealth-ul, și au mai rămas din Marele Imperiu peste care se spune că n-a punea soarele și au arătat ce au ei pe acolo. Și omul ăsta zicea, la tata e mai frumos. Și s-a supărat englezul, bă, unde la tata, domne? Și a spus, eu sunt un fiu al lui Dumnezeu și ce e descris în Biblie e mult mai frumos decât ce mi-ai arătat tu aici. Domnul Iisus a rugat ca noi să ajungem în slavă. Dar nu uitați, întâi s-a rugat să ajungem să iubim cum ne-a iubit El. Să fim una cum e tatăl cu fiul, pentru că altfel ar fi cel mai mare dezacord. Acolo în frumusețea aceea, în slava lui Dumnezeu, să duci pe doi care se uită așa, câș. Nu, acolo vor merge numai cei ce vor învăța întâi să iubească în chip de săvârșit, să ne păzească Domnul de diavolul și să ne dea harul să ajungem așa cum ne-a vrut. Și apoi, în ceea ce îl privește pe el și dorința în fața Tatălui să ajungem acolo în slavă, la momentul potrivit, nu va zăbovi. Numele Domnului să fie și să rămână binecuvântat.